să te apăr, Valido. Stați pe loc. Tată! Fugi! Valido, fugi! Destul ești nemernicul care mi-a făcut fica. Dă-te la o parte, Azra, să discut cu masculul. Te rog, tată, nu-l răni. Da, eu sunt și ce vrei. Fica ta este așa de fierbinte. Uai! Tată, nu Daniel! Au, acum văd de la cine am ostenit lovitura aia. Tu ești tatăl domnișoricii Azra, nu? E fica mea și ar fi bine să stai departe de ea. Nu pot să cred ce ai făcut. De ce ai făcut-o gravidă? A? Recunoști? Recunosc. Bine. Când îi se naște copilul, tu nu vii să o vezi nici pe ea, nici pe el. Ți-e clar? Și data viitoare, când te mai prind, să vezi tu ce-ți fac. N-ai curajul să dai în mine. O da, am omorât mulți masculi, chiar și mai mari decât tine. Nu spun care, pentru că s-ar putea să mă turneze cineva. Deci, ai înțeles? De acum încolo nu o să te mai apropii de fica mea. Și-ar fi bine să stai mai departe de regatul nostru dacă nu vrei să-ți pierzi viața. Tată, nu-l amenința. E regulă, domnișorică, mă descurc cu tatăl tău. Se vede că nu este meșter la vorbe. Uite, domnul Clov Fanfaron. Fanfaron? Hei, cum îndrăznești? El e soțul meu. Și tu, bătrânică clauna. Bătrânică? Da, se vede că tu îmi pare a 70 de ani și tu îmi pare a 45 de ani. Da, e adevărat. Am 45 de ani. Și ce-i cu asta? Și eu nu sunt de 70. Fie, ai câștigat. Nu mă mai apropii de fata ta fierbinte. Dar o să ne mai întâlnim noi, maestate. Și apoi, sigur știi vorba aia, cine râde la urmă, râde mai bine. Pa, domnișorica Azra, abia aștept să mi se nască băiețelul. Adio! Băiețel, ce? Ai băiat? Încă nu știu, tată, dar ar vrea să am un băiat. Tu vino acasă. Diseară punem niște reguli pentru tine și surorile tale. Te conduce mama ta. Ești pedepsită, domnișoară. Nu din nou. Nu mai suport să stau închisă. Atunci ar fi trebuit să te gândești mai bine înainte să ieși cu un străin ca ăla. Dar trebuie să recunosc, foarte mare, cu biceps suprapuși. Zira? Scuze, dragule. Gata, am ajuns. Și nici la voi trei să nu vă treacă prin cap să mergeți cu străini ca sora voastră mai mare. Voi trei sunteți prea tinere să aveți pui. Stați, trebuie să dăm un anunț.
începând din această seară. Toate patru sunteți restricționate în stânca luminii, în stânca umbrei. Cum adică, tată? Adică nici una dintre voi nu mai are voie să iasă noaptea. Și de acum încolo vor vâna doar cele bătrâne. Nu mai vânați voi. Că n-am încredere că vă întâlniți și voi trei cu niște străini masculi. Păi chiar așa? Ce? Nimic, tată. Brăceasă. Ați înțeles? Mergeți înapoi înăuntru un burlog. O să-l pun pe Zazu să o supravegheze non-stop. Ha, și totul grație ție, Azra. Da. Cu musculosul tău, Valido. Tată? Și să știi ceva, Azra. Tu nu vei lua parte la exilarea lui Sarabi. Du-te cu surorile tale. Dar ce-am făcut greșit, mă rog? N-am făcut decât ar trebui să te bucur că vei fi bunic. Sunt prea tânăr, rege, ca să fiu bunic. Întâi am nevoie de un băiat care să moștenească, după aia mă gândesc și la nepoți. Mamă, te rog, și nici eu nu vreau să fiu bunică. Bine, atunci. Bine. Vor veni pentru exilul lui Sarabi prietenele ei.